Virusul West Nile face ravagii. De la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii august au fost înregistrate 118 cazuri de meningite cauzate de infecția cu virusul West Nile, iar 13 persoane au decedat. Față de anul trecut, debutul perioadei de îmbolnăviri s-a produs cu 3 săptămâni mai devreme, iar specialiștii apreciază că ne apropiem de vârful epidemic din acest sezon, dar nu este vorba de o epidemie așa cum a fost în 1996, în 2010 și în 2016, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății printr-un comunicat. 5 decese au fost înregistrate în București curești, două în județul Olt și câte unul în județele Iași, Galați, Covazna, Constanța, Dâmbovița și Dolj. Vectorii implicați în transmiterea virusului West Nile în țara noastră îi reprezintă mai multe specii de țânțari răspândiți atât în mediul urban cât și în cel rural. Condițiile favorabile de dezvoltare a vectorilor sunt reprezentate de perioada excesiv de ploioasă care a făcut dificilă distrugerea țânțarilor, dar și de deficiențele în aplicarea măsurilor de control și a măsurilor de protecție personală. A mai transmis Ministerul Sănătății. În perioada următoare, Direcțiile de Sănătate Publică vor vor desfășura o campanie de informare a populației referitoare la măsurile necesare pentru protecția personală. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a atenționat pe cei care vor călători în perioada următoare în Grecia de riscul la care se expun. Aici, regiunile cu cel mai mare pericol de infectare sunt Atica și Peloponez.